Domnul Iisus, care este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii, doresc ca să vă binecuvinteze pe toți și la toți să vă umple Dumnezeu Atotputernicul inima de pace, inima să vă umple de bucurie, Dumnezeu să toarne inima voastră și în inima noastră dragoste pentru Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu dorește moartea celui ce moare, Dumnezeu nu dorește moartea celui ce se duce la pierzare și Dumnezeu dorește mai degrabă ca să dea viață veșnică făpturii mâinilor sale. Căci Dumnezeu Atotputernicul ne-a creat, că Dumnezeu Atotputernicul ne vrea binele și vrea ca acolo unde este El, după moartea noastră să mergem și noi la El. Vrea ca Dumnezeu Atotputernicul, vrea ca acolo unde este El, să putem și noi ajunge în glorie cu El. Mărit să fie în numele lui Dumnezeu. Dragii mei, doresc acum în direct să mă rog pentru sufletele care mi-au dat comentariu, care m-au rugat să mă rog lui Dumnezeu pentru ele. Biblia ne spune că este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, singurul care este vrednic să mijlocească pentru noi atunci când ne ducem înaintea Tatălui. Acesta este Mântuitorul Iisus Hristos. Dar Biblia ne învață și pe noi să ne rugăm unii pentru alții, să ne înfățișăm înaintea Atotputernicului Dumnezeu în numele Domnului Iisus Hristos, pentru căci însăși Mântuitorul Iisus a spus: orice veți cere de la Tatăl în numele meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face, zice Domnul. Și acum doresc să mă înfățișez înaintea Lui pentru sufletele dornice care doresc binecuvântarea Domnului, care doresc ca Dumnezeu să vină în casele lor, care doresc ca Dumnezeu să le binecuvinteze familiile, să le vindece sufletul și să le vindece boalele. Ceea ce trebuie să faci acum, dragul meu, dacă te uiți la mine acum sau mai târziu, ceea ce trebuie să faci ca să vezi slava lui Dumnezeu, tu trebuie doar să crezi și să te încrezi în Dumnezeu, care ne iubește, care ne-a iubit atât de mult încât a dat ce a avut mai scump în cer, pe unicul său fiu, pe Domnul Iisus din cer, pentru ca oricine crede în El, în Iisus, să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Crede în inima ta și nu te îndoi și vei vedea slava lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu rămâne credincios cuvântului Său. Noi ca oameni putem să greșim și uneori să nu fim credincioși cuvintelor noastre pe care le rostim, dar Dumnezeu Atotputernicul rămâne credincios. Slăvit să fie în numele Domnului oștirilor. Acum mă rog pentru tine, dragul meu, căci îmi pasă de tine și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze și să rezolve El problema ta, oricât ar fi ea de mare și grea. Și oricare ar fi problema ta, Dumnezeu să vină ajutorul tău, să rezolve problema ta, să aducă izbăvire pentru casa ta, iar tu să te bucuri înaintea Domnului, preamărindu-L pe Cel din veșnicie. Dumnezeu, lăudat să fie în numele Domnului, lăudat să fie în numele Domnului. Amin. Neprihănitule Tată, în numele Mântuitorului Iisus Hristos, Fiul Tău prea iubit, așa cum sunt, din nou mă înfățișez înaintea Ta. Tu ești Dumnezeul nostru mare, sfânt și drept.
Tu ești Dumnezeu care vede, care aude, care ascultă, care vine în ajutorul oamenilor care au nevoie de ajutorul tău. Tu ești un Dumnezeu bogat în bunătate, o Doamne, pentru omenire, pentru ale noastre păcate, în dragostea ta cea mare, ai dat pe Fiul tău ca miel de jertfă pentru tine, Dumnezeu. Ai dat pe Fiul tău să plătească la cruce pentru fărădelegile noastre, pentru păcatele și abaterile noastre, neprihănitule Tată. Mă înfățișez înaintea ta pentru cei care mi-au scris, pentru cei care au nevoie de intervenția ta și pentru cei care vor mai scrie. Tu îi cunoști pe nume, tu le cunoști familia, tu le cunoști problema, durerea și greutatea. Tu știi de ce mi-au scris ei, tu știi ce cere ei de la tine. O, neprihănitule Tată, în numele Mântuitorului Iisus Hristos, te implor să te implici în fiecare familie. În numele lui Iisus Hristos, mă rog ca tu să binecuvintezi fiecare persoană în parte. O binecuvintează casele lor, o binecuvintează familiile lor, o binecuvintează tot ce tu le-ai dat în această lume, stăpâne, Doamne. Neprihănitule Tată, dacă sunt familii unde se strigă după ajutorul tău pentru rezolvarea problemelor grele pe care omul nu le poate rezolva, neprihănitule Tată, întinde-ți mâna ta, neprihănitule Tată, lucrează în bunătatea ta, mă rog în numele lui Iisus Hristos, ca tu să aduci izbăvirea, ca tu să intervii cu puterea ta cea mare, ca tu să lucrezi prin Duhul tău în familia unde este nevoie de pace, în familia unde este nevoie de vindecare, în familia unde este nevoie de binecuvântare. Neprihănitule Tată, îți mulțumesc și mă încred în tine, pentru că tu ești Domnul care ascultă rugăciunile. Tu ești Domnul care ia aminte la strigătele oamenilor de pe pământ. În aceste clipe, Domnul meu cel sfânt, te rog pentru cei care sunt în suferință, te rog pentru cei ce sunt bolnavi, pentru cei ce au nevoie de a ta intervenție. O, Mântuitorule Iisus, dacă în clipele acestea sunt suflete bolnave care crede că tu le poți vindeca, și care crede că tu le poți da iertare și vindecarea trupului și a sufletului, mă rog chiar acum să te atingi de ele, Doamne. Mă rog chiar acum să le vindeci trupul, să le vindeci sufletul, să vindeci tot ce este bolnav în trupul lor. Neprihănitule Tată, te implor în numele lui Iisus Hristos să eliberezi de tot ce apasă, să eliberezi de depresie, să eliberezi de deznădejde, de descurajare, de amărăciune, de mânie și strigare, de iuțime și răutate, de clevetire și bârfă, de cuvinte murdare, pe cei ce sunt legați de patima alcoolului. Neprihănitule Tată, eliberează-i chiar acum prin puterea ta de acest duh necurat care îi ține legat de acest păcat. În numele lui Iisus Hristos, mă rog pentru eliberarea lor. În numele lui Iisus, mă rog pentru vindecarea sufletului lor și pentru deslegarea lor de sub influența satanei, Doamne. Te rog și pentru cei care sunt legați de tutun, care fumează țigare după țigare, care fumează pachete întregi în fiecare zi și care totuși doresc eliberare, scăpare și salvare. O, neprihănitule Tată, chiar acum eliberează-i de acest demon care îi ține legați în acest lanț al păcatului, în acest lanț și în această patima tutunului. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, Fiul tău, mă rog pentru deslegare.
Lor. Mă rog ca puterile întunericului să părăsească trupul lor chiar acum, în numele lui Isus din Nazaret, în numele lui Isus din Nazaret, în numele lui Isus din Nazaret. Neprigănitule Tată, își cer îndurare și pentru cei care sunt stăpâniți de duhul de frică, care le este frică când sunt singuri în casă, care le este frică când iasă noaptea afară, care le este frică în întuneric. O, noi știm că acest duh de frică vine de la cel rău, de la Satana, care îi face pe oameni să se teamă. O, neprigănitule Tată, mă rog pentru eliberarea celora care au în ei un duh de frică. Chiar acum eliberează-i prin puterea ta. Atinge-te de ei în bunătatea ta, pentru că tu ești un Dumnezeu milos care nu vrei moartea celui păcătos și dorești mai degrabă, Doamne, să dai iertare, să dai salvare, să dai mântuire, să dai viață și speranță și credință sufletului păcătos. Eliberează-i de orice duh de frică care îi chinuiește și îi muncește. În numele lui Iisus din Nazaret să iasă chiar acum afară din trupul care îl stăpânește. O, neprigănitule Tată, te laud pentru toate lucrările tale. Mă rog pentru cei bolnavi, mă rog pentru cel care are dureri de stomac, pentru cel care are dureri de cap, mă rog pentru cel ce îl doare mâinile și picioarele, mă rog pentru cel care este apucat de boală grea. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, mă rog pentru vindecare sa. Chiar acum atinge-te, Doamne, de mâinile și picioarele omului bolnav. Chiar acum atinge-te de spatele îndurerat. Chiar acum atinge-te de capul care simte durerea. O, neprihănitule Tată, în numele lui Iisus Hristos, mă rog pentru vindecarea celor bolnavi. Chiar acum, neprihănitule Tată, îți mulțumesc că mă asculți, îți mulțumesc că lucrezi, îți mulțumesc pentru puterea ta cea mare. O, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacob, Dumnezeul lui Israel care locuiești în cer, care stai pe scaunul de domnie, care ești Dumnezeu din veșnicie, minunate sunt lucrările tale. Mare este puterea ta, Doamne, și mare ești tu, Dumnezeu din veșnicie. Cine se poate asemăna cu tine? Mă rog ca tu să binecuvintezi sufletele dornice după tine. Mă rog ca Duhul tău să lucreze în inima acelora care aude cuvântul tău, să fie smulși din ghearele diavolului, să fie eliberați de patimile și de legăturile vrăjmașului, să fie deslegați de lanțurile diavolului care i-a prins, care i-a legat, care i-a încătușat și ține robi în păcat. O, Doamne! Ai milă de cei ce zic că nu se pot lăsa. Ai milă de cei ce merg pe calea pierzării. Mă rog în numele lui Iisus pentru eliberarea lor. Mă rog în numele lui Iisus pentru izbăvirea lor. Mă rog în numele lui Iisus pentru vindecarea lor. Te laud, Doamne Tată, te laud în numele lui Iisus. Te laud și îți mulțumesc că asculți rugăciunile noastre. Scumpul meu Mântuitor, eu știu din cuvântul tău că tu ai venit în lumea noastră ca să plătești pentru omenire. Scumpul meu Mântuitor, eu știu din cuvântul tău că te-ai dus la Tatăl, la cer, să ne pregătești un loc, căci acolo unde ești tu, să fim și noi cu tine în glorie și în măreție. Te rugăm să ne ajuți, Stăpâne Doamne, să fim gata pentru ziua și ceasul când ne vei chema din această lume să putem veni la Tine, Doamne, să ne putem întâlni cu toți acei care ți-au fost credincioși în această lume și care au ajuns la Tine, care sunt cu Tine pentru vecie.
Lui, asupra poftelor carnale, asupra Duhul răutății, care ne înconjoară, care ne dau târcoale și caută pe cine să înghită, Doamne. Dă-ne biruință în numele Lui Iisus Hristos din Nazaret. Îți mulțumesc și te slăvesc pe Tine, Doamne. A Ta să fie toată gloria și măreția în veci. Amin. Dragul meu, doresc ca rugăciunea mea să ajungă ca o jertfă de bun miros și plăcut înaintea lui Dumnezeu. Rugăciunea mea care am înălțat-o către Dumnezeu Atotputernicul, pentru tine, pentru sufletul tău. Doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze, omule drag, și să vină în ajutorul tău. Și nu uita, oricât ar fi problema ta de mare, Dumnezeu o poate rezolva. Ceea ce nu pot face oamenii, ceea ce la oameni este cu neputință, ceea ce oamenii spun adeseori, noi nu mai putem face nimic pentru tine, Domnule, nu te mai putem ajuta cu nimic, n-avem ce să-ți facem. O, nu uita, când omul spune că nu te poate ajuta, nu uita că undeva în văzduh, în cer, locuiește Dumnezeu, mărit să fie numele Lui. Apelează cu încredere la El, apelează cu încredere și nădejde la Dumnezeu, căci Dumnezeu te iubește, omule, că Dumnezeu te-a creat și te-a făcut o făptură minunată, Dumnezeu te-a făcut după chipul și asemănarea sa, Dumnezeu vrea să te mântuiască, Dumnezeu vrea ca atunci când tu vei pleca din lumea aceasta, să fii cu El în rai, în împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu a dat pe Fiul Său să plătească la cruce pentru tine, pentru mine, să plătească prețul cel mare pe care eu și tu nu-l puteam plăti cu bani, dar a plătit Hristos cu însăși viața sa pentru salvarea ta, pentru salvarea mea, pentru salvarea lumii întregi. Iisus murea pe crucea din dealul Golgota, era străpuns, era răstignit între doi tâlhari, era răstignit între cer și pământ și păcatele lumii întregi erau așezate pe El, pe umerii Lui. Era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la El și El însuși a strigat către Tatăl, către Cel prea înalt: Eli, Eli, lama sabachthani, care tâlmăcit înseamnă: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Fiul lui Dumnezeu, pe crucea din dealul Golgota, s-a văzut părăsit de Tatăl Său, pentru că pe umerii Lui era păcatul meu, păcatul tău. Iisus a murit nevinovat, a fost crucificat, a venit la Isei, la iudei. Iudeii nu L-au primit, dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Dragul meu, aș vrea să spun căci acolo sus, pe dealul din Golgota, când Iisus era răstignit între doi tâlhari și murea, Iisus pentru vina ta plătea, pentru salvarea ta, să te salveze de păcatele tale, să te salveze de la pierzarea veșnică, să te salveze de mânia viitoare a lui Dumnezeu, care are să vină peste lumea întreagă. Ce trebuie să faci în această lume în care ești, este să vii la Dumnezeu acum, prin credință, în numele lui Iisus Hristos, și să recunoști că ești un păcătos și să-ți pară rău de păcatul tău, să recunoști
că din pricina ta a murit Fiul lui Dumnezeu, plătind la cruce pentru salvarea ta, să-i spui cu durere în inima ta: Stăpâne, Doamne, am păcătuit împotriva ta. Stăpâne, Doamne, am făcut ce este rău înaintea ta. Ți-am întristat fața, te-am pălmuit prin păcatele mele. Recunosc că am păcătuit prin privirea mea. Recunosc că am păcătuit prin gândirea mea, prin vorbirea și trăirea mea de fiecare zi. Adeseori m-am supărat, m-am mâniat, am strigat, am înjurat și am blestemat. O, Doamne, am căzut în păcat, mă căiesc, mă pocăiesc. Doamne, cer iertare pentru fără de legile mele. Și Iisus, Mântuitorule, vino în viața mea ca Domn și Mântuitor al vieții mele. Iisus, Mântuitorule, cu sângele Tău spală-mă de păcatul meu. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, dorește salvarea ta, dragul meu. Acolo pe crucea din dealul Golgota, așa cum am spus, Iisus murea pentru salvarea ta. Doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți și Dumnezeu să vă umple inima de bucurie. Dumnezeu să vă ajute ca în clipa când veți pleca din această lume să fiți întâmpinați de îngerii lui Dumnezeu și să fiți duși în slava lui Dumnezeu. Acum închei că văd că computerul îmi dă semn că nu vrea să mai funcționeze. Dumnezeu să vă binecuvinteze și vă doresc o noapte bună să aveți și Dumnezeu să fie cu voi. Amin.